Bună seara, doamnelor, domnilor, bun găsit la Ora Adevărului. În această seară discutăm despre Țicleni cu un alt candidat pentru funcția de primar al localității. Știți, acum câteva zile am avut un invitat de acolo, de la Țicleni, candidatul PNL. Evident, domnul primar ne-a anunțat telefonic că și dânsul candidează, deci avem și candidatul PSD cunoscut, iar acum avem candidatul PMP în studio alături de noi. Este vorba despre domnul Silviu Sprânceană. Bună seara! Bună seara, vă mulțumesc de invitație! Ați intrat din nou în cursa pentru postul de primar, ați făcut un pas spre PMP. Va fi cel câștigător? Eu așa îmi doresc și pentru acest lucru m-am înscris la luptă pentru a mă pune în slujba comunității și a face ceva pentru localitatea mea. A fost greu să faceți, încă faceți de fapt, opoziție în această comună roșie, din păcate pentru ceilalți contracandidați. Domnul Radu are un mare număr de consilieri locali și supremație acolo în ședințele de consiliu. Da, într-adevăr are supremație, are 10 consilieri și noi ceilalți 3 consilieri am fost inferiori de fiecare dată. Dar ați făcut opoziție. Dar am făcut opoziție și proiectele cu care nu am fost de acord ca fiind nelegale, care nu au fost benefice pentru localitate, cu siguranță le-am consemnat în procesele verbale, chiar am insistat să se consemneze care este punctul meu de vedere pentru a mă putea justifica în fața, bineînțeles, a organelor abilitate, în fața cetățenilor, de ce și cum am votat. Pentru că este ușor să te duci cu trompeta prin localitate, să spui X și Y, consilierul nu a votat sau a votat. Și dumneavoastră ați motivat fiecare proiect pe care l-ați votat sau nu l-ați votat, da, ca cetățenii să înțeleagă că nu în faceți general, pentru dumneavoastră, ci pentru ei. Da, nu am făcut pentru mine și, în general, proiectele cu care nu am fost de acord, cu toate că pentru unele mi-am luat simpatii, pentru altele antipatii, pentru că niciodată, indiferent cine vei fi, nu poți să-i mulțumești pe toți. Siguranță. Și nu toți poți să iei de partea ta, dar mi-am asumat acest risc și voi merge în continuare pentru că am considerat și consider în continuare adevărul, chiar dacă deranjează sau doare de multe ori, mai bine să-i spui omului în față adevărul. Ceea ce poți face pentru el, să nu-i înșiri verzi și uscate, pentru că nu suntem perfecți niciunul, și dar atât cât promitem să căutăm să facem, pentru că e foarte ușor să minți oamenii. Așa este. La ultimele emisiuni pe care le-am avut legate despre de cele ce se întâmplă în Țicleni, am discutat cu invitatul de la acea vreme, candidatul PNL, despre faptul că la finalul anului trecut Consiliul Local a aprobat o majorare de salarii. Domnul primar spunea la acel moment că majorarea s-a făcut corect, invitatul meu de atunci spunea că majorarea a fost incorrectă. Astăzi s-a dovedit că majorarea a fost incorrectă și că cineva a greșit. N-ar fi prima dată când s-a întâmplat. Da, nu ar fi prima dată și, cum am spus și astăzi în ședința de Consiliu Local, domnule, de ce vă cramponați pentru salariile a câtorva persoane și nu le calculăm de la bun început și să le facem așa cum trebuie? În primul rând, anul trecut când s-au mărit salariile în 2018, s-a spus că până în 2022 nu vor mai crește salariile. Bun, le-au votat consilierii PSD, au crescut salariile care au păpat tot bugetul primăriei și în continuare a fost ceea ce a fost, s-a votat, bun. Haideți să punem usul la muncă. Dacă vi s-au dat salarii, nu se pune problema. Ulterior, anual, o parte din angajații primăriei, funcționari publici și nu numai, primeau sporul de calculator de 15%. Spor care era un spor cu caracter, nu era cu caracter permanent, nepermanent. Pentru că nu puteai să-l primești în permanență, cu avizul Direcției de Sănătate Publică. Ceva de genul acesta. Și nu toată lumea. Și nu toată lumea. Doar cei care aveau acces și lucra la calculator. Da, bineînțeles că vreau să vă spun că
Cunosc persoane care nu știu nici să-și... Nici să pornească calculatorul. Nu știe să pornească calculatorul. Ba mai mult a avut la serviciu laptop și vreau să vă spun că în câțiva ani de zile când a avut laptopul, nu știu dacă a dat 10 mail-uri, dar avea laptop și nu știa să bage parola. Bun. E bine că nu-l ținea pe post de suport de flori, deci da. Știți cum, că se dar poate și mai rău. Se poate, tu mi-avea laptop. Care e problema? Are calculator. Sau era la țară unul care umbla în costum, sacou, cămașă și cravată și mergea cu sapa în spate, mergea la prășit. Deci așa și omul. Așa se, putea, așa se practica și la primărie, da. Dacă bun. Comparația poate fi făcută între cele două situații. Vreau să vă spun că am spus de la momentul introducerii. Dom'le, ați spus că nu mai crește sara. Pentru că nu le mai creștem. Introducem sporul de calculator în salarii. Păi de ce doamna secretară am spus? Nu este un spor cu caracter permanent. A recunoscut că îl pitez de frică să nu fie tăiat. Păi dom'le, stai așa, dacă îl tai, îl tai, îl tai pentru toată lumea. Nu cred că... 15% e o sumă totuși la salariile mari. Bineînțeles, care le-am văzut în salariile sunt așa cum sunt. Ați văzut, s-au greșit și la salariile, chipurile bibliotecarilor, nimeni nu s-a greșit. Totul se face premeditat. Ori... Asta cu salariile bibliotecarilor a fost ori... sesizare, sau cel puțin, nu știu dacă s-a făcut la sesizare, dar a fost în baza unui control al Curții de Conturi, unde se sublinea foarte clar. Eu subsemnatul Sprânceană Silviu și mi-asum acest lucru, printre altele, dar ce doreau bibliotecare? Nu ați sesizat acest lucru? Da, pentru că altfel ne imputa nouă banii. Da, pentru că aveau alt statut bibliotecare. Deci a știut din prima, am că, din prima s-a că este ilegal și Curtea de Conturi a dat jos salariile. Dar nu puteam să... Dar ați văzut că abia acum s-a recunoscut greșeala? Adică controlul Curții de Conturi a fost când, domnul Sprânceană? Anul 2019 la început, da, nu mai știu exact, da cam așa. Și-a prin... trecut, Marte. Au încercat să conteste în instanță. Păi încă procesele sunt la instanță, se tot amână deciziile, cu siguranță se vor pierde, pentru că nu... Dar se... ați văzut acum ce a apărut în spațiu public și ceea ce domnul Brănescu, dacă nu mă înșel, a postat, faptul că cei de acolo, de la primărie, și-au recunoscut eroarea făcută și sesizată de dumneavoastră, de spuneți. De mine și semnată, deci mă... Aș vrea să rog regia să ne ajute cu primul document, cel subliniat cu roșu, în care scrie foarte clar că s-a greșit la calcularea salariilor pentru bibliotecă. Iar acest lucru este spus, consemnat de către contabilul șef al primăriei, doamna Cojocaru Maria. Și vă spun despre această doamnă, pentru că la ultima mea emisiune legată de Țicleni, a sunat pe telefonul fix la finalul emisiunii, m-a amenințat telefonic, cum că ne dă în judecată, ne face plângere la CNA, cum că am precizat în acea emisiune, am discutat, am dezbătut acel subiect și cu salariile așa. Știți că a intrat prin telefon și domnul primar la acel moment și spunea că dacă s-a greșit, s-au greșit salariile, dânsul își dă demisia. Mi-aduc aminte cu mare da. Exactitate. Da. Cred că a făcut o declarație pompoasă de genul ăsta, dorind să întărească cumva faptul că salariații subalternii lui nu au greșit, că nu altfel, nu văd altfel motivația dânsului. Dar uite că acești oameni sunt oameni, nu sunt roboți, se mai și greșește, nu cred că s-a făcut cu intenție, eu așa cred. Dar totuși mi-aș dori, dacă este posibil și dacă dumneavoastră sunteți de acord, să rog regia să o sunăm pe doamna contabilă Cojocaru Maria. V-am spus că este numărul primarului la final cu 8, așa mi s-a spus de către domnul Radu Constantin. Și să o sunăm să vedem dacă dânsa ne recunoaște că s-a greșit. Atunci mi-a spus că nu ea este de vină, că are pe cineva la salarizare care lucrează poate cu salariile. Poate nu fi fost dumneavoastră, dar nu știu. Dar acest document care se află în momentul de acum pe ecran spune cu subiect și predicat că dânsa a recunoscut că s-a greșit la salarii. Adică dânsa, nu da. Cineva de și, la... Scuzați-mă că vă întreb, vreau să precizez, pentru că legea spune clar, salariile angajaților, funcționarilor din primărie, nu pot să depășească salariul viceprimarului. Și de aceea au introdus astăzi pe ordinea de zi
să mai bibilească acel procent, acele sporuri, ca să se încadreze în lucrul pe care eu vă spun, nu l-am votat, m-am abținut pentru că n-am votat nici tura trecută, pentru că cetățenii orașului așteaptă și altceva de la noi, nu numai salarii. Nu numai certuri și nu numai salarii majorate, exact. Pentru că deja salariile în această primărie sunt destul de mari. Adică stăm să facem circ într-o ședință de Consiliu Local, noi le explicăm că nu este legal, nu interesează că o vom contesta la prefectură, că nu o contestăm, pe ei nu interesează, ridică mâna sus și votează. Și atunci, da. Ce am putea face? Da. Vă rog, regia, dacă e posibil, decât să ne sunăm pe doamna contabilă, să ne lămurească dacă într-adevăr s-a greșit, nu s-a greșit cu aceste salarii, să se înțeleagă foarte bine că noi am fost de bună credință, aici invitatul meu de atunci a demonstrat cu documente, a făcut calcule în fața mea acum că dintr-o eroare probabil omenească s-a calculat greșit, s-a susținut că nu este așa, astăzi s-a discutat în ședința de Consiliu Local altceva, nu domnul Sprânceană? Și mai avem un document, regia, dacă ne puteți ajuta și cu cel care a fost astăzi pe ordinea de zi, ce spunea acel document, domnule Sprânceană? Cum că se recalculează? Recalcularea procenților pentru funcționarii publici. Deci, practic, astăzi, Consiliul Local a trebuit să ridice mâna. Să voteze din nou, să recalculeze, să se încadreze în acel procent, să nu, vezi, doamne, să depășească salariul viceprimarului. Ori, domnule, legea spune să nu depășească salariul viceprimarului, dar nu trebuie să fii la bară cu el, cu un leu sub viceprimar. Nu e o condiție asta. Dar de ce în această primărie, când încerci să tragi pe cineva de mână că a greșit, se înțelege că e o politic, se înțelege că e electoral, se înțelege că domnul Sprânceană are ceva, se înțelege că am eu ceva. Nu are Sprânceană nimic cu nimeni. Asta încercăm să spunem și noi. Toată lumea își dorește mai bine și dumneavoastră și eu să primim salarii mai bune. Dar e mai bine să vină Curtea de Conturi și să se sesizeze că s-a greșit, iar oamenii ăștia funcționari, procese, bani cheltuiți prin instanțe, o să fie obligați să li se oprească din salariu sau să dea din mână bani înapoi. Dar nu jucăm ping-pong cu salariile de la o lume. Unde e răutatea, domnul Sprânceană? Unde e răutatea? Unde văd acești domni că există o problemă? Răutatea. Acum, înțeleg că lucrezi într-un colectiv, că ești primar, că ești viceprimar, ai un colectiv. Trebuie să-ți iei oamenii aproape, într-adevăr, dar trebuie să le explici. Băi, fraților, asta e limita. Nu se poate până aici. Trebuie să lucrăm. Astea sunt condițiile. Pentru că celui care nu-i convine și vrea un salariu mai mare și se simte... Avem și cel de-al doilea document pe ecran. Se simte competent... Se poate duce și la o altă societate care plătește mai mult. Da, cu siguranță, dar se poate și în privat, domnul Sprânceană, nu? Știu, nu se poate. Eu sunt în privat. Și... Să postăm și numărul de telefon fix pe ecran, dacă ne puteți ajuta, și să insistăm la doamna contabilă, chiar mi-aș dori să vorbesc cu ea. În momentul de față, pe ecran se află acest document, este dispoziția numărul 61, vă citesc, nu știu cât de bine se vede la dumneavoastră acasă, 61 din 28-a, mulțumesc regia, 2020, privind suplimentarea ședinței ordinare a Consiliului Local Țicleni, convocate conform dispoziției numărul 55 din 23-a, 2020. Îmi cer scuze dacă cumva plictisesc publicul cu aceste date din documente, dar așa este mai bine, CNA așa ne impune să precizăm cu subiect și predicat documentele, așa că mă supun acestei solicitări. La articolul 1 scrie, se suplimentează ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Țicleni din data de 30-a, adică astăzi, da? Cu următoarele. Primul proiect. Proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii numărul 3 din 8-a, 2020, privind actualizarea coeficienților pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului, domnul Brănescu. Și să încercăm și la contabilă, vă rog. Să intre, vrea domnul Brănescu să intre prin telefon cu noi. Dânsul atunci, în emisiunea trecută, a ridicat problema greșelii salariilor. Vă ascultăm, domnul Brănescu. Bună seara! Bună seara! Vreau să vă spun că în cadrul ședinței... Ne audem? Ne auziți? Da, eu vă aud perfect. Dumneavoastră mă auziți? Mai așteptăm. Deci, proiectul de hotărâre privește actualizarea coeficienților pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Nu vă auzeam, domnul Brănescu, mă auziți? Acum mă auziți? Eu acum vă aud perfect. Da. Acum da. Româna. Da, a fost dată box aici în studio încet și, din păcate, dumneavoastră vorbeați și noi nu vă auzeam. Bună seara! Bună seara!
Ați participat? Doamne, dar să vă întreb ceva și apoi vă las să vorbiți. Ați participat și dumneavoastră, ca și invitatul meu, domnul Sprânceană, la ședința de astăzi? Am participat împreună cu Silviu Sprânceană la ședința din această seară. M-am chinuit să le explic câteva minute bune cu legea. Le-am luat anexa 9 la care fac referire în prezenta hotărâre de Consiliul Local. Le-am spus că funcționarii publici nu sunt demnitari la ce fac ei referire. Umblă cu o caua mică, doamnă, și să înțeleagă cetățenii din orașul Țiclen ce se întâmplă în hotărârea asta. Au pus într-adevăr salariile nu depășesc salariul viceprimarului brutu care este acolo afișat în partea dreaptă. Dar în față, dacă vă uitați și dumneavoastră, au un coeficient. Am sunat la Ministerul Economiei astăzi, la secretarul de stat, care este de la PNL, la Gigi Pecingină, și am avut o discuție cu dumnealui. Am sunat la Târgu Jiu și am avut discuție și cu cineva din primăria Târgu Jiului și mi-a spus destul de clar: domnule, este greșită, este o tâmpenie. Dacă pui coeficient în față, trebuie să-l înmulțești cu salariul minim pe economie, care este 2230 în ziua de astăzi. Și calculat și dumneavoastră, este simplu, pe eficientul din față, 4,34, cât are doamna contabilă, doamna secretară, înmulțiți cu coeficientul și cu salariul minim și adunați din norma de hrană, ajunge la 10.000 de lei și primarul are 9.360 adică de lei. Adică practic salariul se depășește inclusiv salariul primarului, ceea ce nu este corect. Ei au umblat cu o șmecherie și spun că coeficientul respectiv se mulțește cu 2080, ceea ce nu este adevărat. Oricum și Silviu Sprânceană, o să le contestăm hotărârea, ne-am spus-o din această ședință, pentru că salariile bugetarilor sunt înghețate doar pe anul în curs, doamnă. Ori dacă lor rămâne coeficientul care este aprobat în ședința din această seară de 4,34 și în anul 2021 crește salariul minim pe economie și se ridică această restricție la demnitari, gândiți-vă că ei ajung cu salariul extraordinar de mare. Asta este găselnița care o folosesc ei. Brutul, care nu-l depășește ca viceprimarului, dar cine nu știe, păi nu depășește, păi mulțește cu eficientul. Și pentru ce se face acest lucru, domnule Brănescu? Pentru capital electoral, pentru voturi? Nu pentru... știu, doamnă, eu consider că din neștiință, doamnă, că ați văzut și dumneavoastră că se bătea domnul primar cu pumnul în piept la ședința de săptămâna trecută, când am, înainte de ședința de săptămâna trecută, când am mai intrat în direct, că dacă salariile sunt greșite în primărie, el pleacă acasă. Drept dovadă, v-am spus pus... Foarte clar, pleacă în fiecare seară acasă cu mașina, da, ai dreptate. Da. V-am pus drept dovadă procesul ședinței prin care contabila șefă recunoaște că s-au făcut unele greșeli la salarii. Mai mult, domnul primar a spus că are încredere în doamna, că doamna are o vastă experiență în funcția respectivă. Țineți minte că la dumneavoastră a spus, iar doamna contabilă la sfârșitul emisiunii, când am fost săptămâna trecută la dumneavoastră, a spus că îi pare rău, nu are nicio semnătură pe documentele respective, are persoane care se ocupă cu salarizare. Vă mulțumesc că ați precizat acest lucru, pentru că doamna contabilă ne-a sunat, eu am spus-o deja, ne-a sunat după emisiune, mi-a adresat foarte multe amenințări pe telefonul fix, de față cu dumneavoastră și cu încă două persoane. Am fost lângă dumneavoastră și puteți să-i dați și convorbirea dacă este să audă ce spunea dumneai. Mai mult decât atât, în atributul legii salarizării, domnul primar a încălcat legea, doamnă. A spus în cadrul emisiunii la care am fost la dumneavoastră că dacă doamna a greșit, el pleacă acasă. Păi atributul este al său să fac salariile conform legii. Ce treabă au angajat primării? Corect. Nu poți să spui că ești chiar n-ai nicio vină și că alții greșesc. În fine, dânsul a spus că își dă demisia dacă echipa greșește. Dar de precizat că salariile cu acest procent și cu acei coeficienți depășeau doar pentru 2-3 persoane atunci, la acel moment. Acum domnul Brănescu spune că se depășește pentru mai multe persoane. Probabil. Am impresia că sunt vreo 3 sau 4 sunt dacă se calculează cum trebuie, cu salariul minim pe economie stabilit
la momentul de față. Greșeala s-a făcut. De ce să se facă o astfel de eroare pentru 3-4 persoane? De ce? Părerea mea, cum spune și Brănescu, din neștiință, sau este și primarul șantajabil? Nu, probabil că și anumite persoane i-au semnat, i-au făcut ceea ce a zis primarul și probabil că, este o... că și la rândul dumnealui trebuie să le întoarcă un troc, spuneți dumneavoastră. Sunt spusele dumneavoastră, sper să ne răspundă și domnul primar să ne spună dacă este doamnă, așa sau nu. Ce troc să fie, doamnă, pentru că eu vă spun o treabă, că primarul, când o să fie întrebat de oricine, spune simplu, nu am semnat, eu n-am nicio treabă, consilierii locali au votat așa ceva. Deci ziceți că dânsul se va spăla cu mare ușurință pe mâini în momentul în care va fi întrebat de ce s-a greșit. Da, dar aceste documente, deci acel document în care doamna contabilă spune foarte clar, este subliniat că s-a greșit, eu n-am văzut nicio sancțiune pentru nimeni, doamne iartă-mă, totuși vorbim de o instituție publică. Uitați, eu citesc din acel material, doamna Cojocaru Maria menționează că s-a greșit la salarii de la compartimentul bibliotecă, iar acum s-a făcut îndreptare, luând sumele de unde au fost banii disponibili și modificându-se acolo unde s-a greșit. Adică, mai mult decât să-ți recunoști astfel, într-un document oficial, greșeala, faptul că se greșește, dar, în schimb, pentru cei care greșesc nu se ia nicio sancțiune, ce înseamnă asta? Ce sancțiune? Stați puțin, doamnă, ce sancțiune să ia, doamnă, pentru cei care au votat în cadrul ședinței de Consiliul Local să plătească un avocat 15.000 de lei când ai jurist la primărie să reprezinte UAT-ul să recupereze prejudiciul găsit de Curtea de Conturi de la două firme. Nu este singura primărie care practică. Dar vreau să vă spun următoarea chestie. Știți cum s-au scuzat? La un moment dat zice... Păi le-am luat angajament de plată, că dacă ne prinde Curtea de Conturi, dau banii înapoi. Deci se pare că le-a prins și semnătură în acest sens. Păi atunci ce înseamnă? Neștiință, greșeală sau e premeditare? Spuneți dumneavoastră. Doamnă, nu știu, nu sunt în măsură. Vă spun ceva în premieră ce n-am spus la nimeni până acum, dar vreau să afle toți plenarii cum plătesc acești oameni din primărie bani pe cheltuieli de judecată. Eu am câștigat toate procesele cu el și cu casa și cu adresele la 544 care am fost nevoiți să merg în instanță. Câteva zeci de milioane, bani de... Sunt plătiți din banii primăriei, din banii publici, din banii buzunarul... Destul de clar scrie să-i plătească primarul orașului Ciclen Radu Constantin. Banii au fost plătiți din bugetul primăriei, cer control de la prefectură, să verifice de unde a fost plătit banii, pentru că eu nu am treabă să eu recuperez banii de la impozitele locale, pentru că primarul și cu aparatul de specialitate n-a vrut să-mi pună la dispoziție. Cu siguranță, domnule. Costelea, a venit controlul și de la Curtea de Conturi și a constatat cele 6 miliarde și uite că se... bate pasul pe loc. Așa vor că... fi moștenite de viitorul primar. Viitorul primar va trebui să le rezolve. Că este domnul Radu, că este unul dintre dumneavoastră... Va trebui să recupereze banii în instanță, pentru că acei 6 miliarde constatați de Curtea de Conturi nu vor declar pe fruntea mea. Voi merge scris că nu vor rămâne neplătiți acești bani și, bineînțeles, tragi la răspundere cei care... Și să mai recupereze instituțiile statului încă 50.000 de lei care a plătit domnul primar fraților Popescu uzufruct pe pământul de la Hidrosferă, care a avut hotărâre definitivă din anul 2012, care n-a vrut să o pună în aplicare și a pus-o în acest an în aplicare, a plătit câteva sute de milioane bani vechi să dărâne Hidrosfera și a lăsat zona Gura Lumezii, unde era cea mai bună apă potabilă din orașul Ciclei. Pentru că asta cele este. Două curaje sunt închise, doamnă. De din păcate. De că au fost contaminate. Vă mulțumesc mult, domnul Brănescu, și pentru prezență. Mulțumesc. Vrem să o sunăm și pe doamna contabilă, pe domnul primar, să vedem dacă... Nu știu, ce spun în această situație? Eu am rămas fără replică în momentul în care am văzut documentele, asta pentru că
Am avut parte de acel tratament, zic eu, incorrect, în sensul că cum am putut noi să spunem de ce că nu s-au, că salariile s-au calculat corect, că ăla nu e de vină, că ăla nu e de vină și uite că până la urmă cineva este de vină. Să încercăm regia să o sunăm și pe doamna contabilă și noi continuăm cu acest subiect. Spuneați dumneavoastră niște lucruri foarte grave, că acolo se face în primărie un troc, pentru că altfel nu se explică de ce pentru o mână de salariați se fac niște erori care oricând pot să fie sancționate de Curtea de Conturi. Deja Curtea de Conturi a prins primăria pe un picior greșit, e un prejudiciu de 6 miliarde. Exact. Cred că nicio eroare sau nicio un lucru negativ n-ar trebui să se mai întâmple, adică ar trebui să sufle și în iaurt. Vis-a-vis. Tocmai și nu a, se opresc. Asta mă uimește. Vis-a-vis de salariile de la bibliotecă. Bun, domnule, ai greșit, dar tot dumnealor au făcut afirmație că domnul primar a făcut afirmație, le-a luat semnătură și în cazul în care îi depisează, vor da banii înapoi. Bun, să trece. La urmă, femeile au dat banii înapoi, adică, sau vor da banii înapoi. Vor da banii dacă înapoi. În decembrie s-a stabilit și, că s-a adunat o sumă imensă pentru că vor da banii înapoi. Pe câteva, pe un an de zile. Și ce au primit net în mână și ceea ce s-a plătit la stat. Aoleu, asta este grav. Păi, dar vedeți dumneavoastră. Vedeți, la acest lucru nu m-am gândit, că vor fi plătite pentru că, inclusiv dările la stat. Dumnealor nu au primit în mână toți banii, pentru că li s-au plătit și dările la stat. Dar și că toată lumea spune, domnule, nu e salariul, e netul, e în calcul netul, nu brutul. Nu, doamna Ana Maria Stoica, pentru că pensia va fi direct proporțională cu cotizația pe care a avut-o la casa de pensii. Da? Și atunci, dacă tu ai cotizat foarte mic, când vei ajunge la pensie, vei avea salariul mic. Așa că salariile mari și acel procent pe care îl plătești din brut este al tău ca salariat de beneficiu tău pe viitor. Vedeți dumneavoastră, aceea e problema. Bun, s-au constatat la Curtea de Conturi. Nu acuz eu. Nu acuzați dumneavoastră, nici Brănescu. A venit controlul. S-au constatat lucrări nepuse în operă, plăți fictive până la urmă. Da? Bun, mai mult, ceea ce s-a constatat, pentru că nu vorbim că nu au pus cantitățile pe care le prevedea proiectul, dar de fapt proiectul nu a prevăzut cantitățile și acolo s-au putut umfla facturile cu betoane, că se îngroapă în șanț la poduri și podeze și ce azi, lasă-vă, că nu se vede. Prostimea e mulțumită, le-am făcut podul, dar ei nu știu. Ca de altfel și asfaltarea drumurilor. Am susținut dintotdeauna, domnule, să facem un proiect pentru toate străzile, aleile din Țiclene laterale, de la A la Z să nu mai facem partipriuri pentru X, Y sau Z, da? Nici lui Sprânceană, nici lui Brănescu, nici lui Radu, nimănui, da? Turnăm la toată lumea străzile. De ce anumite străzi au fost turnate foarte târziu bine sau deloc? Da, au fost turnate măcar bine? Nu au fost bine. Și alte străzi au fost turnate de 2-3 ori. Vă spun eu de deci ce. Deci există asfaltări făcute de 2-3 ori? De 2 ori, da. Vă spun eu de ce. Pentru că în primul proiect, probabil, a prevăzut cât? 10 cm. Proiect, când au venit acum după 7-8 ani de zile, același proiect probabil tot atât a prevăzut. 10-12 cm. Ce a zis? Asta, domnule, că turnăm peste covorul asfaltic, că venim și noi cu 2-3-5 cm un covor și facturăm la întreaga grosime, că proștii nu se prind. Și de acolo se... Iasă lucrurile. Ce vă rog, să vă uitați în telefon și să mă ajutați cu numărul contabile, pentru că cifra 8 de la final ne-a dus la secretarul primăriei, care ne-a răspuns la telefon, spune colegul meu. Acum am ajuns la vice, deci am schimbat cifra 8 cu 6, am ajuns la domnul vice, care ne spune că cifra este 7 la final. 7, 307 este. Deci a trebuit să sunăm la toată primăria ca să o găsim pe doamna contabilă. Sper să ne răspundă la telefon. Repet, am sunat secretarul primăriei, vicele și acum sper să dăm de doamna Cojocaru să ne explice cine a greșit, cine este de vină și de ce a făcut niște afirmații la adresa noastră. Vreau să vă spun că nu sară în apărarea doamnei Cojocaru, dar totuși
Spuneați puțin mai devreme doamna că Cojocaru a fost un stâlp bun acolo. A fost un stâlp bun și a mai pus frână la niște chestii. Probabil deja a dat seama. Pentru că... Câți subordonați are doamna? Că acum poate doamna n-a greșit. Poate are în subordine niște persoane nu, care greșesc. Nu, acolo nu a greșit dumnea. Ei, probabil că... Deci, ce vreau să vă spun? Asfaltarea, extinderea unei străzi sau prelungirea unei străzi pentru care a fost prevăzut 7 sau 800 de metri, au prelungit până la 1,5 km. Sună ocupat? Mai încercăm, mai încercăm. Ți-a dat ocupat. Nu va răspunde. Ți-a dat. Doamna contabilă ne dă ocupat, o rog insistent, avem numărul de fix pe ecran. Mai insistați, vă rog. Nu este posibil să-mi răspundă toată primăria. Prin proiect, prin sume, de la guvern a venit pentru acea stradă 800 de metri. S-a făcut acea stradă și ne-am trezit că strada a fost asfaltată 1,5 km. Și am zis, domnule, stați așa un picuț. Votăm ceva retroactiv, eu nu am votat. Și au votat consilierii, strada a făcută 1,5 km. Datorită faptului că domnul Brănescu a umblat pe la televiziune, pe la s-a dezvăluit, vreau să vă spun că a știut și doamna Cojocaru. S-a sesizat și a corectat. Le-a ștornat o factură constructorului de vreo 3 miliarde. Deci, dacă nu era dumneavoastră vigilentă, probabil că și aia 3 miliarde se adăugau la... Același constructor care plătea mai mult pe o lucrare. Deci spuneți că doamna are a avut momente când a corectat la timp niște bani publici foarte mulți care s-ar fi aruncat la față. Ce este drept este lăudabil. Nu pot să spun că dumneavoastră le-a spus alora... ați văzut acel document care este pe ecran, unde doamna spune că s-a greșit. S-a greșit. S-a greșit. Cineva a greșit. Cu siguranță nu calculează dumneavoastră salariile, dar în fine. Asta încerca să-mi explice atunci la telefon, că există altcineva care... Dar de ce se duce contabil? De ce nu se duce de la salarizare? Să recunoască acest lucru? De ce nu se duc în ședință în fața dumneavoastră? Pentru că noi nu putem da dispoziție angajaților să vină în fața noastră, iar atâta din cât nici primarul nu vine la toate ședințele, ce pretenții avem? Doamna contabilă când își expune bugetul și rectificări de sume pe buget, pe proiecte, pe astea, se prezintă în ședință și ne dă explicații în momentul în care aleși. Că ne convin la unii, că ne convin, dar totuși... Încă un lucru favorabil pentru dânsa. Repet și am spus-o de multe ori în emisiune, nimeni nu are nimic cu dânsa. Data trecută au fost niște comentarii pe pagina de Facebook a emisiunii pe care eu le-am citit, avea legătură cu o angajare care se vehicula că, nu știu, că se pensionează doamna și vine nu știu cine, rudă de ei. Invitatul meu de atunci a spus că nu știe nimic și de nu genul. Am informații de acest tot gen. Ocupați sună? Mai insistăm. Până la finalul emisiunii dăm de... Poate îl sunăm pe domnul primar regia și dăm de dânsul. Poate ne spune dânsul ce s-a întâmplat în situația asta și cine este de vină și ce măsuri o să se ia. Da. Știți în ce vă băgați, domnul Sprâncean? Pentru că, uite, discutăm o parte din emisiune despre o primărie unde sunt ceva probleme. Acum nu știu de unde pornesc problemele. Da, de la personal, de la conducere, de la... Ana. Nu știu. Sigur, nu vin de la cetățeni, știți? Nu vin de la cetățeni și cetățenii probabil... Cu siguranță își vor dori ceva mai bine pentru localitate, proiecte, transparență și multe alte proiecte. Cu toate că și dumneavoastră acasă vă doriți mai multe. Vă luați una, mâine vreți alta, toată lumea dorește. Dar prin proiecte, prin bani de la bugetul primăriei, prin multe alte lucrări care pot fi făcute, pentru că sunt oameni angajați ai primăriei, care pot... Nici primarul nu răspunde. Asta este. Care pot dezvolta localitatea... Lăsăm telefonul fix și mai insistăm la doamna care contabil. Care pot dezvolta localitatea și pot lucra pentru localitate, nu pentru XY din primărie. Și nu voi da nume, pentru că cetățenii localității știu acest lucru, știu că o parte din acei muncitori sunt duși la diverse persoane, cum am mai spus, să lucreze. Adică sunt folosiți, și de către... Dar ce să le cer muncitor? Ce să facă acei oameni? Nu oamenii sunt de vină. Nu sunt oamenii Sprânceană. Sunt de vină cei care duc. Știi ce zic oamenii? Domnul Sprânceană, ce să facă? Mă duc, mă amenință, mă dă afară. Dacă s-a ajuns, doamna Ana,
ca o emisiune sau ce postești și îți dă cineva like să primească telefoane sau amenințări de cei dă like-uri lui X, lui Y și lui Z. Deci, părerea mea, te duci în primărie, nu ai partipriuri cu nimeni, nu ai bețivănel cu nimeni, nu ai când se mămăligă cu nimeni, încep de la început aparatul primăriei să lucreze pentru comunitate, angajații muncitorii au salariile pe care le au, nu te duci mâine acum gata să spui că le tai salariile sau că dai pe unii afară și aduci pe alții. Nu se dau oamenii așa afară cum dar vrea. Și să vreți, și să vreți să vă duceți acolo cum mâine vrea. Primar. Niciodată. Să-i dați afară, nu o să niciodată. Puteți pentru că există o legislație poate. Care îi protejează pe salariile. Poate mai sunt și aspecte negative, dar și acei oameni pot fi educați, pot fi puși la muncă. Da, credeți că oamenii ăia nu vor să lucreze corect, cinstit, să pună în fiecare noapte capul liniștit pe pernă? Eu sunt convinsă că fiecare, exact. Indiferent de salariul pe care îl are, mic sau mare, își dorește să fie liniștit. Acum, dacă șeful impune... Sunt situații, dacă dai un muncitor și l-ajuți la un bătrân neputincios, nu te va condamna nimeni. Dar când îl duc la mine acasă, la X și la Y, da? Păi vreau să vă spun că ați văzut situații de genul ăsta? Da, 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 că... am văzut situații și se știe. Știu un om de la ajutorul social care nu știu dacă într-un an de zile vine 2-3 zile la primărie. Lucrează doar într-un singur punct. Asta este dureros și grav că un da. Om plătit din bani publici, în loc să-și se întoarcă serviciul lui pentru comunitate, îl întoarce către un șef care n-ar trebui să profite de el. Muncitorii, utilajele, domne. Curățenia, tot ceea ce ține de localitate, întreținerea drumurilor și curățenia, polițiștii comunitari să vegheze în localitate, în toate punctele vulnerabile. Gunoaie, protecția mediului. Domnule, nu să sari pe om să-i spui, sprânceana ai aruncat gunoiul ieri în punctul cutare. Uite la ea acolo, adună-ți-l, e prima și ultima dată. Începând de astăzi, ai serviciul de salubritate, îl pui la container. Dacă se mai întâmplă, discutăm altfel. Adică nu să sar pe oameni cu amendă din prima, dar pot fi corectați, că mai sunt și aspecte de acest gen. Și multe, multe alte... Deci, dumneavoastră mergeți pe mâna, pe ideea că lucrurile rele sau negative se pot corecta. Se pot corecta. Nu și 100%, dar 95%. Și localitatea se poate schimba 95%, mult mai bine mult decât mai bine. Este acum. Și, repet, cu oamenii din primărie care sunt angajați, poți lucra în folosul comunității. Pe lângă alte proiecte care pot fi făcute și dezvoltate pentru localitate. Da, așa este. Ce să zic, eu mi-aș dori pentru ca... Pentru că ați văzut, porți o haină veche sau o pereche de încălțări mai vechi. Dar dacă le întreții și le faci cu cremă frumos și le aranjezi, arată mai bine, da? Nu poți să ai totul nou în localitate, nu poți... Dar și acele lucrări pe care le-am făcut au fost de mântuială, care țin 2-3 ani de zile. Și pentru acele proiecte nu vom mai vedea bani. Poate obținem pentru altele, dar pentru alea e greu să mai obții acei bani. Cine mai este nebun să mai ceară un proiect pentru dalării în zona X sau Y, care s-au spart într-o vară? Sau podurile care sunt fisurate? De ce sunt fisurate? Pentru că nu sunt făcute tehnic cum trebuie, nu a fost introdus betonul de calitate, fierul beton. Și dacă veniți în Țiglen, luăm și pe mii exemple de poduri distruse, crăpate și fărâmate. Și totuși, am văzut și autorități care s-au pozat lângă un pod finalizat, s-au pus și la capul podului cu numele. Deci investițiile sunt mândrie. Să știți că... Mândrie personală pentru unii. Să știți că acea mândrie... este pentru că a fost o sponsorizare a unei societăți și a fost urmărită. Vreau să vă spun că a fost singurul proiect unde nu s-a luat o alviță, da? Pentru că a fost urmărit de diriginții de șantier ai societății care au dat banii, da? Și de aceea, acea investiție este trainică și va ține sute de ani. Da, considerați normal demersul acela de a-și trece... Nu! Acum... Să lăsăm puțin regia când sunați să se audă în... Acel, totuși, că văd că nu se vrea să se acel demers cu troița, nu sunt de acord cu el, pentru că, domnule, dacă vrei să-ți faci o troiță,
Cum se obișnuiește în localitate, să faci nu la tine să acasă o fântână, acolo, lungă pod, nu? La o investiție pe care ai făcut-o tu, ne-ai dus bani din buzunarul tău, da? Așa cum donezi la biserică sau la nu știu ce sfințire de... Și cu toate astea vor fi cetățeni în localitate care vor aprecia acest demers ca unul favorabil și vor da voturi celor care au pozat... Haideți să vă spun, nu îndreptăm lumea, eu, dumneavoastră sau ceilalți candidați. Cetățenii vor decide, nu este nicio problemă, s-a ajuns în situația în care s-a ajuns în localitate și dacă vor dori să se deprecieze în continuare... Continuăm cu ceea ce avem. Dacă doresc schimbarea, decizia aparține localității, nu mie și a 2-3 interesați de acest lucru. Acum da, cetățenii vor discerne și vor decide în consecință cui vor acorda încrederea. Dar vreau să vă spun un lucru. Domnul primar este de 12 ani. Două mandate de primar, unul de vice, da? Ar trebui să zbârne primăria. Bun, la primul mandat, experiență. La primul mandat de la PPDD a spus că aduce uzine și tractoare în Țigleni. Le-a dat Dan Diaconescu, nu a dat nimic. S-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, fostul primar s-a îmbolnăvit, pentru că vreau să vă spun, dumnealui a beneficiat așa cum se întâmplă cu părinții cu nepoții, când pui un pom și îl culeg nepoții. Proiectele au fost de pe timpul făcute de pe timpul fostului primar Ungureanu și au fost continuate de... beneficiate și prinse când și drumul Târgu Cărbunești-Peșteană și toate cele de pe timpul Elenei Udrea când le-a aprobat proiectele, doar că proiectele durează, investițiile și au apărut mai târziu, s-au dat banii și într-adevăr domnul primar a cules roadele, dar... Dar știți cum, la fel acum ar spune, la fel ar spune domnul primar dacă altcineva ar veni după el și ar zice și celălalt a venit și a continuat proiectele mele. Că într-un fel sau altul... Proiecte acum trebuie să mai faci, pentru că uitați și dumneavoastră, avem proiectul zero al localității, prioritatea zero este canalizarea. Stați un pic, să vedem cine ne răspunde la telefon. Tot încercăm să prindem pe cineva de la primărie. Nu o audiență. Nu vor să răspundă nimeni. Nu este nimeni. Audiență, da. Pornind de la contabil până la primar. Ai accesat mesageria vocală Orange. Înregistrează un mesaj după cum merg lucrurile și câtă transparență există la această primărie. Din păcate. Chiar cred că n-ar trebui să se întâmple așa ceva, pentru că merităm o explicație. Și noi, și cetățenii din Țiclen, și dumneavoastră... Ceea ce consideram eu și am considerat-o și am avut-o și acum 4 ani de zile când am candidat, prioritatea zero era extinderea canalizării în localitatea Țicleni. Dacă s-a făcut de la Băi Țicleni până în centrul orașului, acea canalizare, cu stația de epurare pusă în centrul orașului, ceea ce nu este în regulă, dar cel care a proiectat-o la momentul respectiv, acum era necesar, cel puțin demararea, începerea în cei 8 ani de zile, da? Sunt 8 ani de zile când domnul primar n-a făcut un proiect, n-a obținut fonduri, e bun, ne-a spus că va veni apa regio și investește și demarează. Când? Pentru că măcar parțial, de la Tunși, cartierul Tunș și o porțiune de canalizare până la Băi Țigleni. Deci care... spuneați că doar 33% din cam așa, aproximativ are 300, canalizare. Deci 2 km de la Băi până în cartierul Tunș, care este în amunte. Într-un oraș, vorbim de un oraș. Da, care este în amunte de Băile Țigleni, aceea s-ar putea face fără probleme, va avea o căderea continuare necesară, doar trebuie făcută de calitate. De la Băi Țiclen până în centru este funcțională parțial pentru că conducta de canalizare este pusă deasupra nivelului caselor cetățenilor și nimeni nu se va lega să-și bage tot ceea ce vine pe colectorul acela de 30 de centimetri, de 15 soli să intre în... Și cine se face vinovat de această canalizare care nu s-a făcut cum trebuie din ce spuneți dumneavoastră? Societatea care a făcut lucrarea și cei care au semnat recepția porțiunii tronsonului respectiv. Am strigat de la atâtea televiziuni, de atâtea ori. Nu m-am
nu s-a sesizat nimeni, cu toate că se pare că s-au făcut niște demersuri, niște verificări, dar nu s-a ajuns la nicio concluzie. Așa cum se întâmplă cu toate dosarele care zac prin sertare și prin instanțe. Bun, să trecem la partea cealaltă, în colonia Znagov. Străzile laterale despre care vorbim în tot Iglenuc nu au fost legate și sunt destule și acolo vor fi cele mai mari probleme. Dar cea mai mare problemă va fi de la centru, de la primărie până în gura Lumezii, unde ce vom face? Vom avea variantă să venim cu canalizarea pe firul apei, ceea ce este destul de costisitor și de greu. Da. Pe mijlocul șoselei. Ceea ce înseamnă o altă cheltuială. O altă cheltuială, vei sparge și va trebui să torni alte miliarde pentru asfalt. Între limita proprietății cetățeanului și asfalt, să bagi pe acolo unde s-au construit podurile și podețele. Părerea mea că trebuie să băgăm canalizarea înainte. După aceea puneam asfaltul, podurile și podețele. Bun, să zicem că le realizezi pe astea. Cu chiu, cu vai, vom băga colectorul așa cum va stabili un proiectant. Doamna Ana, se va ajunge în jos încă 6 km, da? Ce vom face? Pentru că nu avem stație de epurare. Va trebui făcute două fire de colectoare. Unul de curgere și unul de pompare în amonde să-l aduci în centrul localității, în stația de epurare. Deci, eu din ce expuneți dumneavoastră, văd că dumneavoastră aveți soluții. Practic, ați găsit soluții, le aveți de ceva timp. Sunt și deci se poate rezolva problema. Sunt foarte costisitoare. Asta e problema. Trebuie să se găsească. Dar dacă ajungeți primar, există șansa ca această canalizare să funcționeze, nu neapărat în 2020, dar măcar în 2022. Vă spun, 2021. Această canalizare pentru ambele cartiere și asta nu se poate face într-un mandat. De ce să minți cetățenii să le spui, domnule, votați-l pe Sprânceană că mâine vine canalizarea la poartă. În 2 ani de zile Sprânceană vă face canalizarea. Pentru că știți ce înseamnă licitații, proiecte și toate cele. Nu trebuie să ne îmbătăm cu apă deci, vie. Deci dumneavoastră sunteți mai mult decât realiști și spuneți că pentru rezolvarea acestei probleme cu canalizarea, problema zero a localității, vă trebuie un mandat. Cu siguranță. Un mandat în care să demarezi, să începi lucrările, dar nu le vei continua, nu le vei nu termina. Nu le vei termina nici măcar într-un mandat. Nu, într-un mandat nu le este vei termina. Este un lucru extraordinar că spuneți acest lucru. Canalizarea punctul zero, drumurile spuneați la fel, un control al firmelor, domnul Sprânceană, care lucrează aici, care fac erori, care bagă mai puțin material decât ar trebui. Cum poate gestiona un primar o astfel de lucrare atâta timp cât firma vine prin SEAP, ne spunea domnul primar, și vine și se apucă de treabă și nu o poți controla, haideți, nu stă nimeni lângă ei să vadă dacă bagă o rabă de nisip sau bagă spun, două. Da, aici e vina diriginților de șantieri, a comisiilor de specialitate de recepție, dar asta înseamnă ca tu primar să nu-l chem pe X, pe Y, să-l intimidezi, să semneze, să facă ceea ce... Avem foarte puțin timp din emisiune. Ceea ce vrei tu, da? Trebuie să îi lași, să decidă în consecință de cauză, să verifice zilnic, domnule, dacă ai proiectul ăsta și ești diriginte de șantier și tu supervizezi lucrările, faci parte din comisia de recepție, zilnic să urmărești, să faci fotografii, să stabilești, să toate atribuțiile care îți revin. Pentru că altfel nu se poate. Ca să poți să faci o lucrare de calitate. Deci spuneți că se poate. Și acest aspect se poate. Se dar poate. Încă o dată să nu ai partipriuri, să chiar dacă ascult la licitație. Se poate, domnul Sprânceană, să nu ai partipriuri fiind primar și având o majoritate... Nu. Dacă vrei să fii corect, să demonstrezi că vrei să faci ceva pentru semenii tăi, pentru localitate, faci. Dacă nu, și... faci ceea ce au făcut și alții. Cu siguranță. Se întâmplă ceea ce se întâmplă și vă spun, decât să ajung să dau cu susemnatul, să fac prostii, să ajung pe mâna autorităților, mai bine mă lipsesc. Deci, dorința mea este să candidez, să ajung acolo unde să ajung, să fac atât cât voi putea, corect și legal pentru cetățeni. Cu siguranță, nu vin doi cetățeni, au un litigiu, pun teren sau pe altă la primărie. Niciodată n-ai să-i mulțumești pe amândoi. Cu siguranță, dar, acel cetățean care are dreptate și are documentele, așa cum spune legea, lui să-i dai dreptate și
să caut să-i explice lui alt că nu are dreptate. Acum, mulți înțeleg, puțin mulți nu înțeleg. Și multe alte. E problema, înțeleg că nu mai avem timp, dar o să o mai dezbatem și cu altă ocazie. Eu am o ciornă de proiecte care... Nu a început chiar campania electorală, care am vrut doar să vă lansați aici candidatura. Da, putem să discutăm proiecte și pe și mi. Nu trebuie să vii cu foarte multe proiecte, pentru că îmbeți oamenii cu atâtea proiecte și nu te vor crede. Puține, dar să încep să le până faci. Până la urmă ei vor vota. Bă, este cadastru, cadastrul localității, intravilanul și extravilanul, care a creat atâtea probleme la proprietarii de terenuri. Nu se știe stânga cu dreapta, X cu Y, cât are diferite procese în instanțe. Eliberarea titlurilor de proprietate. Dar toate chestiunile acestea... Adică oamenii au terenurile, au pădurile, au și încă mai suntem în stadiu de a nu le elibera titlurile de proprietate. Dom'le, unde sunt corecte și în regulă, dă-le drumul să le elibereze. Unde... Eu știți ce v-aș dori, dacă ajungeți, mi-aș dori eu, pentru dumneavoastră și nu neapărat și pentru noi ca jurnaliști, dacă ajungeți în poziția de primar în această vară la alegerile locale, mi-aș dori să promiteți cu adevărat că va fi transparență, că nu vom avea parte de evenimente ca cele din această seară, când am ajuns promit, să sunăm contabilul, secretarul, viceprimarul, primarul și nimeni să nu vrea să răspundă la o întrebare pe baza unui document, a două documente prezentate într-o ședință de Consiliul Local, documente care ar trebui să se afle pe site-ul instituției, deci vorbim de documente publice, da, ședințe publice, transparență, etică și tot ce se deci poate. Deci promit solemn pentru transparență și lucrări legale în slujba comunității și presa, toată lumea să aibă acces la toate lucrările, să verifice, presa să stea cu tine la masă, chiar dacă te critică presa, da? Dacă Sprânceană s-a îmbătat... Nu suntem noi dușmanii calității. Dacă presa a prins pe Sprânceană, s-a îmbătat și a dat cu frișcă în bot, da? S-a dat nevasta, criticați-l pe Sprânceană. Deci sunteți deschis la domnule, critica este constructivă, nimeni nu e perfect. Dar dacă te duci în fața cetățeanului, îți asumi și aceste, și aceste lucruri, exact, și greșelile și plusurile, da, și minusurile. Să știi să recunoști când greșești, dar așa este. Am spus, sunt și greșeli involuntare. Noi am arătat aceste greșeli care sunt semnate, tarafate. Da. Am încercat totdeauna să venim cu dovezi în fața dumneavoastră, așa că eu mi-aș dori doar să fie existat un dialog. Dar corect, asta este. Așa este. Vă mulțumesc mult, domnule Sprânceană, vă urez succes în demersul dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru invitație și vom continua la alte dezbateri. Cu siguranță. Mi-aș dori... Niciodată nu vom epuiza subiectele de acolo, proiectele și... Vorbim de un oraș care are încă condiții de rural și asta este păcat. Corect. Mi-aș dori să vă văd la o dezbatere și cu ceilalți contracandidați cetățenii de acolo din Țiclești să-și tragă singuri concluziile dacă merită să vă dea noastră votul sau la ceilalți. Aici discutăm pentru că nu ne batem, nu suntem câini să ne batem bunciolan. Așa este, fiecare așa trebuie. Își expune ceea ce vrea să facă și cel care va avea credibilitate mai bună să învingă. Să învingă. Credibilitatea va fi a actualului, asta este, așa îți dorește localitatea și nu avem ce face. Ați văzut, dacă unul vrea să doarmă acolo în colțul ăla, doarme acolo. Unul dacă vrea să doarmă la etaj, pe o canapea, doarme acolo. Nu poți să schimbi mentalități. Vă mulțumesc decizia încă o dată. Decizia aparține cetățenilor. Vă mulțumesc încă o dată, domnule Sprânceană. Doamnelor, domnilor, dumneavoastră sunteți cei care judecați. Noi doar vă prezentăm adevărul aici, la ora adevărului. Ne revedem cu dumneavoastră cu alte subiecte fierbinți, cu alte plusuri și minusuri din administrația locală, cu candidați la fotoliile de primari, consilieri județeni locali și de săptămâna viitoare, mai precis de luni, de la ora 21. La revedere!